Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Sâmbătă, în vestul țării, la deal și la munte, valorile diurne vor crește ușor și se vor situa peste mediile climatologice pentru această dată. Cerul va fi variabil cu înorări spre sfârșitul intervalului în regiunile nord-vestice, unde izolat vor fi ploi slabe și condiții de polei. În schimb, în zonele joase, în special în sudul și în estul țării, cu precădere dimineața și noaptea, se va semna la ceață cu nebulozitate joasă stratiformă, iar vremea va fi apropiată de regimul termic normal. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 2 și 11 grade, iar cele minime între minus 13 și minus 12 grade în estul Transilvaniei până la 4-5 grade în dealurile de vest. Duminică vremea se va menține mai caldă decât în mod normal pentru mijlocul lunii decembrie, în special în vest, la deal și la munte. În nordul și nord-vestul țării, cerul va prezenta înorări și pe arii restrânse vor cădea precipitații slabe sub formă de ploaie în Maramureș, iar în nordul Carpaților Orientali, trecător și sub formă de lapoviță și ninsoare. Maximele vor fi cuprinse în general între 3 și 12 grade, iar cele minime se vor încadra între minus 5 și 5 grade, mai coborâte în estul Transilvaniei spre minus 7 grade. Luni vremea va fi în continuare mai caldă decât în mod obișnuit, cu deosebi în vestul țării, la deal și la munte. Cerul va fi temporar noros și pe arii restrânse va ploua slab în nord și nord-vestul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 13 grade, cu cele mai scăzute valori în zonele joase din sud sau est a teritoriului, unde local va fi ceață asociată și cu burnița. Să vedem ce temperaturi vom avea mâine în regiunile României. Dacă vorbim de zona nord-vestică a României, aici termometrul va indica temperaturi cuprinse între 4 și 5 grade Celsius. În Crișoana, mercurul urcă doar până la temperatura de 6 grade. Dacă vorbim de regiunea Transilvaniei, aici temperaturile sunt foarte bune pentru această perioadă a anului, acestea fiind cuprinse între 2 și 7 grade Celsius. În Oltenia, temperaturile sunt ridicate, acestea fiind cuprinse între 8 și 10 grade. Dacă vorbim de regiunea Munteniei, aici temperaturile sunt cuprinse între 4 și 9 grade cu 5 grade în București. În Dobrogea, temperaturile sunt foarte bune pentru această perioadă anului, acestea fiind cuprinse între 5 și 6 grade Celsius. Dacă vorbim de regiunea noastră, despre Moldova, aici avem temperaturi foarte bune pentru această perioadă, ele fiind cuprinse între 5 și 7 grade, cu 7 grade în județul nostru, în județul Iași. După cum vedem, aici cerul va fi înnorat. În Pașcani, mâine se va înregistra o temperatură de până la 6 grade Celsius și vom avea foarte mult soare. Duminică, temperatura maximă a orașului va ajunge până la 8 grade. Începutul săptămânii debutează cu o temperatură de până la 6 grade Celsius. La fel, vom avea o vreme cu nori și soare. Atât despre prognoza meteo. Vă urez un weekend minunat. Sunt Ana Maria Ipate și vă aștept și luni pentru mai multe informații. La revedere!